Din 68 de localități, 55 săritoare de cotizații, în sală avem 50 de primari. Colegi, anul 2014 a fost marcat de evenimente foarte importante privind viața politică și administrativă a țării. Crearea județului Vrancea, Asociația Comunelor de România, a dezvoltat activități prin care și-a propus protejarea intereselor comunelor din județul Vrancea, atât din punct de vedere legislativ, cât și din punct de vedere al reprezentării unitare în raport cu administrația publică centrală. Totodată, crearea Vrancea, Asociația Comunelor de România, s-a săbuit să fie aproape de personalul comunelor colaboratoare pentru a îngruma în soluționarea problemelor de comunelor. Ca program de acțiuni pe anul 2014, am avut în vedere sprijinirea acțiunii comune, care au primit înștiințări de plată privind CASE-ul pentru vinde obținute din agricultură și cei care au respectat procedurile legale chiar au obținut anularea acestora. Conducerea filialei Vrancea a participat la convocarea Asociației Comunelor din România, organizată la nivel național și internațional. În urma întâlnirii, în data de 5 ianuarie 2014, care a avut loc la Ministerul Dezvoltării, în prezența domnului prim-ministru Victor Ponta și a ministrului Liviu Dragnea, s-a încheiat un acord de parteneriat cu Guvernul României în care au fost prinse 60 puncte de vedere care vizează îmbunătățirea legislativă a activității administrative publice prin care s-au propus și s-au obținut următoare. Modificarea OUG numărul 103 pe 2013 fiind salarizarea personalului bugetat în anul 2014 și alte măsuri privind cheltuielile publice. OUG 58 pe 2014 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru modificarea normativă prin această ordonanță, un lucru foarte important pentru primărie de noastră și pentru bugete, s-a obținut reducerea costului de participare a primăriilor la salarizare de la 25% la 10% pentru indemnizațiile și asistențelor personale. Mărirea indemnizațiilor primarilor și viceprimarilor din țară prin emiterea ordonanței 58 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative. Avem în Vrancea, dacă tot, 27 de localități care au primit bani mai puțin. Din care 5 localități care nu au primit niciun dat. Din discuția purtată, ca să nu, adică o să veniți fiecare cu problemele dumneavoastră. Purtate cu domnul Vulcov și domnul Dragnea, ei și-au luat o marjă de acoperire, să zic. Se va face o nouă analiză în semestru, la sfârșit semestru, nu început semestrul 2. Din ceea ce am spus cu unii colegi, nu rezistăm mai mult de luna mai. Și dacă îmi permiteți, eu să fac o chestie clară. Deci unele comune au două coșuri. Un coș plin, foarte plin, și un coș care colectează. Deci dacă nu colectează, se împrumută aici. Cei care n-au primit niciun ban au un singur coș. Și începe anul cu un coș gol, care trebuie să colecteze, dar același timp trebuie să ia tot din asta. În momentul când nu încasează la populație și acest economic și totul va rămâne gol. Și atunci se creează blocajul respectiv. Să vedem ce vor gândi. Am propus colegilor primari, care au o situație de acest gen, să ne întâlnim, să primul care a fost foarte atent, a fost primarul de la Cărligele, putem să luăm modelul dumnealui, pe capitole, pe tot ce probleme a avut dumnealui, strângem în mape, facem un centralizator al județului și mergem la București. O delegație formată din maxim 3 primari. Bună ziua! Vreau să vă mulțumesc pentru invitație la această adunare. M-aș referi un pic la acest compartiment înființat de Asociație de Audit Financiar. Și-aș dori ca la anul totuși să fie și rezultate între controlele Curții de Conturi și acest audit financiar. Mă bucur că s-a înființat acest audit financiar, pentru că foarte mulți primari, din lipsa specialiștilor, greșeau și atunci venea Curtea de Conturi și știți foarte bine ce se întâmpla. Referitor la cum s-a împărțit bugetul, nu fac parte din Comisia de Buget Finanțe, dar din câte știu, toți am participat, toate partidele am participat la votare în Comisia Buget Finanțe și doar au fost doar 3 abțineri. Deci n-aș dori ca toată vina să fie aruncată numai pe un anumit partid.
Sunt într-adevăr discrepanțe, probabil pe parcurs le vom remedia. Nu este singurul buget al acestui guvern care are discrepanțe. Să ne amintim că au fost și în anii anteriori bugete cu mari discrepanțe. Când în timpul exercițiului bugetar TVA a plecat de la 19% la 24% și acei bani au plecat de la firme, indiferent că private, mai mult private, că în general companiile de stat uită să-și plătească. Și este o realitate. Domnule președinte, bună ziua doamnelor și domnilor. Eu o să vă rog să ne acordați puțină atenție la câteva lucruri care le consider că vor fi benefici în activitatea viitoare și în dezvoltarea unităților administrativ-teritoriale pe care le manageriați. Am văzut programul dumneavoastră atât pe 2014 cât și pe 2015. Pot să spun și în cunoștință de cauză că sunteți una din cele mai eficiente asociații profesionale la nivel de România, nu de județ. Și asta datorită implicării dumneavoastră nu doar ca membre a asociației, ci și ca manager a unităților administrativ-teritoriale pe care le aveți în coordonare. Lucru care se vede și se și poate demonstra că suntem într-o continuă dezvoltare și pe un trend pozitiv la nivelul întregului județ. Unii poate cu pași mai repezi, alții mai încet. Ideea este că suntem înspre bine. În ceea ce privește propunerile dumneavoastră, atât din punct de vedere legislativ, cât și din punct de vedere al eficientizării la propriu al administrației, v-aș propune să acordați o mai mare atenție, având în vedere că săptămâna viitoare, în Parlamentul României, la comisii, începe discuția pe fond, pe legea electorală și vă spun ca și noutate, discutată ieri în Parlament, se începe cu legea administrației publice locale din România, pe cale de consecință, având nu doar reprezentarea, ci mai ales experiența și până la urmă, deci nu și rezultatele dumneavoastră mai mult sau mai puțin încurajatoare în unele zone, cred că sunteți cei mai în măsură să veniți cu propuneri pertinente care să ducă la o administrație mai eficientă. Și care, de ce nu, în final să vă ajute sau să vă înlesnească activitatea.